că sunteți atât de numeroși la un eveniment, Cristi Preșcă. Vreau să spun întâi câteva cuvinte despre Cristi Preșcă, autorul acestei cărți, Fizica Povestită, care acum a recidivat cu o călătorie prin univers, Astrofizica Povestită, cu ilustrații de Ana Alfian. Și trebuie să vă arăt înainte de toate că în seria noastră junior, în seria noastră pentru copii, au mai apărut niște cărți foarte frumoase, niște albume superbe, de la mic la mare, Cartea Marilor Descoperiri. Ei bine, astea erau traduceri, cărți ilustrate, pentru copii, dar la un nivel destul de înalt, însă erau traduceri. Vă rog să priviți cartea asta scrisă de Cristi Preșcă și desenată de Ana Alfianu și să vedeți dacă nu arată la un nivel comparabil cu cărțile traduse. Suntem în situația de a publica o carte care are toate șansele să fie tradusă. Și același lucru e valabil și cu Fizica Povestită a lui Cristi Preșcă. Eu mă ocup de cărțile de știință la Humanitate. Și imensa majoritatea cărților de știință sunt cărți traduse. Sunt cărți traduse pentru că există în lume și mai ales în lumea anglosaxonă tradiția de a scrie despre știință la un nivel la care publicul larg poate să-l înțeleagă. De a scrie cărți accesibile despre lucruri care nu sunt întotdeauna simple. Și dacă veți să răsfoi Fizica Povestită a lui Cristi Preșcă, volumul ăsta impresionant, care a avut un succes neașteptat și așteptat de mine, dar nesperat de mulți, veți vedea că nu e deloc o carte simplă. Ei bine, Cristi Preșcă este primul autor român în seria de știință. Și nu numai că e primul autor român, dar e un autor român traductibil. El poate cărțile lui și Fizica Povestită, și Astrofizica Povestită, asta o călătorie prin univers, pot fi traduse în limbi străine. Cristi Preșcă are un talent pe care pe semne l-a dobândit în diaspora. În diaspora ne ajută pe noi întotdeauna și pe Cristi Preșcă pe semne că l-a ajutat diaspora să aibă aptitudinea asta de a scrie, de a se adresa publicului larg și de a fi foarte prietenos cu cititorul. El e foarte prietenos și cu cititorii tineri și e prietenos și cu cititorii copii, după cum se vede. Acum, Astrofizica Povestită, eu o să vă spună mai mult. E o carte... și mai trebuie să spun ceva. Cartea îi datorează, sigur, în Cristi Preșcă. Îi datorează enorm ilustratoare, doamna Ana Alfianu, care nu vrea să vorbească, mi s-a spus. Și care a făcut niște ilustrații minunate, ilustrații iarăși la nivelul ilustrațiilor din cărțile astea mari pe care le-am tradus în seria junior. Și nu ultimul rând, Lustrei Croitorul, redactorul cărții, care s-a ocupat de carte și care a avut și ideea de a face cartea asta. De a face o carte de un autor român în genul celor pe care le-am publicat în seria junior. Acum, care e poanta cărții astea? Cartea asta își povestește cam tot ce ar fi de știut despre univers. Începe și spune despre soare, despre planete, cu niște intermețiuri de fizică care explică povestea despre sistemul solar, apoi depășim sistemul solar. De ce? O poveste despre ce știm despre univers. Asta e în linii mari o călătorie și e scrisă cu talentul de povestitor al lui Cristi Preșcă, pe care probabil îl cunoaște din nenumăratele lui apariții în public, în spațiul virtual. Acum, despre carte eu am să las să spună mai multe pe Cristi Preșcă. Eu vreau să vă mai spun un lucru. În seria de știință, primul mare pariu pe care l-am avut a fost cu cartea lui Cristi, adică un proiect de mare anvergură. O carte groasă și o carte voluminoasă, o carte
foarte cuprinzătoare a fost fizica povestită. Ăsta a fost primul proiect, într-adevăr, mare din seria de știință. Și vreau să vă spun două lucruri despre al doilea proiect mare din seria de știință, care e Cosmos Sapiens. E o carte scrisă de un englez, John Hans, în care veți găsi aproape tot ce putem ști acum despre nașterea Universului, despre apariția vieții pe Pământ și despre apariția omului. Dar nu e o carte care prezintă numai cunoștințele la zi. E o carte care are imensul merit de a spune care sunt punctele delicate ale cunoașterii, care sunt locurile sensibile unde nu știm încă să dăm un răspuns exact și care prezintă la același timp teorii alternative. Teoria alternativă despre nașterea Universului, teoria alternativă despre apariția vieții, teoria alternativă despre apariția omului. Și o carte care îți spune și ce știm, și în același timp o carte care îți povestește despre aproape toate teoriile. E un fel de istoria științei. E cea mai cuprinzătoare carte de știință pe care am văzut-o până acum și vă recomand din suflet Cosmos Sapiens. Și mai e o carte despre care vreau să spun două vorbe, dar e o întâmplare că numărul Pi a ajuns acum la actualitate. Mi s-a spus că e o lovitură de marketing, am făcut special. Aiurea, cartea e, titlul ăsta e cumpărat acum vreun an și ceva. Eu n-aveam de unde să știu că numărul Pi va deveni atât de celebru în afara matematicii. E o pură întâmplare, vă rog să mă credeți, n-am complotat, nu eu am fost în spatele acelei situații care s-a creat, numărul Pi. Cartea asta e scrisă de un jurnalist de știință italian, Pietro Greco, și lui se spunea Pi Greco, ceea ce în italian înseamnă Pi, care a făcut o pașire pentru numărul Pi. E o carte scrisă cu mult talent literar și se încheie cu un poem foarte frumos al lui Szymborski, o poetă poloneză laureată Nobel. E o carte care se adresează elevilor, dar nu numai celor curioși să înțeleagă ce e cu matematica, iar cercetările legate de numărul Pi sunt în bună măsură și o istorie a matematicii. E o carte foarte frumos scrisă. Și acum, ca să ne întoarcem la oile noastre astrofizice, eu zic că cel mai bine ar fi să vorbească Cristi. Despre cartea asta, eu sper, primul Cristi e un autor român în seria de știință. E un unicat. Nu știu alt autor român să scrie despre știință, despre istorie, despre tot felul de alte lucruri. E plin de autor român. Despre știință nu se înghește lumea să scrie. Cristi Presu o face, o face cu o cunoaștere excelentă a fizicii și o face cu mare talent de povestitor. Așa că rog pe el să spună despre cartea asta, eventual și despre fizica povestită, și să-mi promită că merge mai departe cu cărțile de știință la Humanitas. E scrisă de Cristi Presură.